În scopul promovării integrității și adoptării unui comportament responsabil în societate, Direcția Generală Anticorupție a organizat o serie de activități de informare cu ocazia aniversării Zilei Internaționale Anticorupție. DGA, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Serviciul de Stat al Poliției de Frontieră din Ucraina, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au organizat o amplă campanie de conștientizare a cetățenilor din cele trei state vecine sub deviza „Pe aici corupția nu trece”. Pe data de 9 decembrie se sărbătorește Ziua Internațională Anticorupție și cu această ocazie a fost desfășurată și se desfășoară în cursul acestei săptămâni o campanie în trei state, și anume în România, Republica Moldova și Ucraina. Campania a fost începută simultan în toate cele trei state la ora 10 luni dimineață pe 5 decembrie. Cu prilejul acelei date, noi am organizat în punctul de frontieră, de trecerea frontierei Galați-Rutier, o masă rotundă la care a participat prefectul județului Galați, primarul municipiului Galați, reprezentanți ai Poliției de Frontieră care sunt colaboratorii noștri în această campanie și cu care noi am desfășurat această campanie la nivel național, și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al județului Galați. În România, reprezentanții Direcției Generale Anticorupție, împreună cu voluntari, au distribuit pliante și afișe în punctele de trecere a frontierei Galați, Oancea, Albița, Sculeni, Siret, Sighetul Marmației, Halmeu și în aeroportul Otopeni, pe sensul de intrare în țară. Scopul evenimentului este conștientizarea cetățenilor cu privire la implicarea în săvârșirea de infracțiuni de corupție și dezvoltarea unui comportament integru de către aceștia. Campania a fost lansată simultan în România, Republica Moldova și Ucraina și s-a derulat pe parcursul întregii săptămâni.